El a fost plecat foarte mulți ani, foarte multe experiențe, în o grămadă de țări, în zona aia. De ce crezi, din interior vorbind, că nu și-a găsit un loc mai, mai bun în fotbalul românesc? Este foarte simplu. Nimeni nu e profet în țara lui. Iar această sintagmă, să știi că lui tata i s-a potrivit perfect, din păcate. Cu toate că el și-ar fi dorit foarte mult. Dar, din păcate, s-a potrivit perfect pentru el. Cum? Nu că n-a avut loc în țară, tu gândește că n-a avut loc la Craiova. Da? Și atunci această sintagmă ți-a s-a potrivit perfect pentru el. Și l-a măcinat, crezi? Eu. Nu știu dacă trecuse un pic de partea aia de măcinare, adică cred că era un pic mai detașat, dar dacă cineva la momentul respectiv i-ar fi, -ar fi spus, Ilie, vrei să antrenezi pe, nu dau nume, știi, ca să nu creăm alte discuții după aia, pe X, sunt absolut convinsă că zicea da.